Deși trecuseră mai bine de 12 ore de când căzuse cortina și se stinseseră aplauzele, emoțiile acestei experiențe erau încă vii pentru protagoniștii spectacolului Zboară, avionule, zboară. Ce însemna pentru tine, Ana, nebunia asta? Exact ce ai spus și tu, o nebunie, a pornit așa, a venit o propunere din partea domnului Găină, cum am scris și în caietul program, eram setată să refuz, politicos, deși eu iubesc teatru și sunt un consumator de teatru și voi știți că îmi place mult domeniul ăsta, dar am zis, nu pot, eu n-am când, n-am timp, scuze din astea, e ușoare. Și când m-am dus la prima repetiție lectură, m-a prins mult, hai și la a doua, hai și la a treia, apoi a început jocul în scenă. Și efectiv ne-a vrăjit. A fost o vrajă, a fost o nebunie cu repetiții foarte grele și la ore târzii din noapte după program foarte încărcat. Iar azi noaptea aseară a fost fabulos. Deci a fost o emoție pe care eu nu am mai trăit-o. O experiență pe care mă bucur că mi-a fost dat să o trăiesc. A fost într-adevăr ceva foarte plăcut, a fost un lucru pe care am vrut să-l fac din toată inima, mi-a plăcut și îmi place de nu vă puteți imagina. Și mulțumesc colegilor că s-au gândit la mine, pentru că, așa cum ai spus și tu, am venit pe traseu. Erau alte persoane în această ipostază de a juca rolul lui Bernard, dar până la urmă viața a făcut ca eu să fiu cel propus pentru final și să și rămân în piesă. A fost muncă grea, vreau să vă spun, pentru că vă dați seama, oamenii, colegii mei din trupă, n-au mai fost niciodată în fața publicului pe scenă, poate cu excepția Anei Maria și a lui Marian Damian, care au mai prezentat câte un spectacol pe aici, pe acolo, câte o premiere, câte au mai... Ca prezentator, nu ca actor. Ca și prezentator, nu ca și actori. Și erau sceptici la început când le-am zis că putem face treaba asta. Au plecat greu la drum. Munca a fost grea, a durat vreo 4 luni, 5 luni chiar, cât numai seara de la 8 până pe la 11, jumătate, 12 noaptea, pentru că ziua aveam tot serviciu. Și a trebuit să lucrăm seara. Ne-am bucurat foarte mult pentru că am văzut reacțiile de la public, reacțiile publicului giurgiovean și ale prietenilor și cunoscuților care au văzut imaginele și care ne tot întreabă când mai jucăm o dată, ca să vadă și ei pe viu. Au fost pentru prima dată pe o scenă în calitate de actori, așa că reacția publicului a fost extrem de importantă pentru ei. Când am ieșit acolo n-am văzut pe nimeni. Deci erau atât de mulți oameni încât era și aveam emoții să mă uit la public, pentru că nu știam cum voi reacționa. Emoționant, hai să zicem așa. Pur și simplu, e un vis devenit realitate. E ceva cu care cu siguranță mă voi mândri pentru tot restul vieții și cert este că și familia mea și prietenii și toți se mândresc deopotrivă. Eram atât de emoționat, de entuziasmat că reușisem totuși să o ducem la bun sfârșit, cum am putut noi să o facem, dar am simțit căldura publicului, știi? Mult mai frumos a fost pentru mine și am realizat câtuși de puțin așa, cam cum au stat lucrurile, atunci când am văzut niște fotografii realizate de colegii noștri din presă cu publicul, care era pur și simplu așa entuziasmat, cu zâmbetul la vedere, să spunem așa. E, lucrul ăsta m-a făcut pe mine să înțeleg că a fost bine. Cred că a fost bine. Asta e tot ce pot spune. Să fie lume prezentă în sală, mă așteptam, cum am și zis, măcar din curiozitate, că fiecare din noi e o figură cât de cât cunoscută în oraș, măcar din curiozitate, hai să vedem ce fac fetele alea acolo, cum joacă. Și zic, sigur vor veni, dar să fie atât de receptiv și 2 ore cât a durat piesa, să fie pe fază și să râdă la fiecare scenă sau să reacționeze, asta a fost fabulos, înseamnă că i-a prins. Și la final a fost așa uluitor să vezi 300 de oameni, 200, 3 și ceva câți au fost că aplaudau și câți aduceau flori, a fost o senzație minunată. Pentru regizorul piesei însă, entuziasmul cu care publicul a primit această piesă inedită nu a fost o surpriză. Mă așteptam, pentru că știam ce am muncit, știam ce am făcut și așteptam cât de cât. Mi-a fost un singur lucru teamă, să nu clacheze pe scenă, dar au fost extraordinari toți și n-a clacat niciunul și am dus piesa la bun sfârșit. Nota dumneavoastră ca regizor pentru învățăcei? Nota mea ca regizor pentru învățăcei este 10 fără probleme. Și dacă tot au început cu succes pe acest drum, artiștii noștri își propun să revină în scenă. În interiorul nostru ne dorim toți asta, sunt convinsă că în formula asta sau într-o formulă îmbunătățită sau vom vedea cum, sigur vom mai relua experiența pentru că ne-a plăcut prea tare. Sper că și de data asta să fie ceva frumos și să vă placă și vouă, pentru că până la urmă teatrul nu se joacă
între patru pereți. Teatru, indiferent de că e amator sau profesionist, e teatru pentru masă, e pentru oameni, să se bucure oamenii sau să stârnească acolo o curiozitate. Dacă facem între patru pereți, e repetiție lectură. Mie îmi place, aș vrea să continue și aș vrea să continue nu neapărat pentru mine, și pentru mine, cu siguranță, dar știi, îți spun un lucru pe care chiar îl cred. Eu aș vrea să continue pentru toți cei care poate au uitat să zâmbească și care în fiecare zi se uită doar la necazuri, la tot felul de știri de genul ăsta care ne apasă în fiecare secundă și în practic ne obligă să uităm că viața poate fi trăită și altfel. În final, o veste bună pentru cei care nu au reușit să meargă miercuri la premieră. Mai exista o reprezentație, nu s-a stabilit cu exactitate data, dar va fi luna iunie. Poate o vom lega de ziua Dunării, evenimentul zilei Dunării, nu știm cu exactitate, dar sigur va mai fi măcar o reprezentație.